Asociația elevilor din Maramureș condamnă conduita imorală și ilegală a profesorului de engleză de la Liceul Tehnologic Sighetul Marmației. Printr-un comunicat de presă ei spun că declarația apărută în presă a profesorului este halucinantă în condițiile în care există probele video. Ce este mai interesant este faptul că Asociația elevilor atrage atenția că acest eveniment nu este unic în școlile din Sighetul Marmației. Numeroși elevi cărora le păstrăm anonimatul ne-au relatat că există cazuri în care elevii sunt jigniți, amenințați, sunt pe depsiți cu note sau cu absențe. Ținem să reamintim că din anul 2016 a intrat în vigoare statutul elevului, act normativ care trebuie respectat de către toate părțile actului educațional. Există persoane care se cred mai presus de lege și care încă nu au scăpat de metehnele vechiului regim politic. Astfel de persoane nu au ce căuta la catedră dacă ne dorim ca viitorul țării noastre să fie unul democratic, se arată în comunicatul Asociației Elevilor din Maramureș. Elevii contestă decizia Ministerului Educației de a interzice telefoanele mobile în școli. Ei spun că în lipsa lor acest caz și multe altele ar rămâne nedescoperite. Cei de la EM susțin că așteaptă scuze din partea profesorului pentru situația jignitoare și traumele pe care i le-a provocat elevei de 15 ani. De asemenea, solicită inspectoratului școlar județean Maramureș Amureș să demareze o amplă anchetă în instituțiile de învățământ din Sighetul Marmației.